Cât de important este dragostea în actul vindecării, domnule? Păi este esențial. Este esențial pentru că fără dragoste, când dragoste nu e, nimic nu e. Adică faptul că se simt iubiți, că se simt în siguranță. Uitați, mi-ați adus aminte. Era o adultă, eram, cred că, 25. Eram într-o mall sau, și a venit și m-a strâns în brațe și a zis: mulțumesc mult că mi-ați făcut. Și vă dați seama, ești impresionat, îți dau lacrimile. Dar ce am făcut? Ce ți s-a părut așa de extraordinar? Ce crezi că mi-a spus? De câte ori deschideam ochii, era lângă patul meu și știam că nu o să mor. Nu mi-am gândit niciodată la chestia asta și nici că am fost lângă patul ei. Probabil că am avut noroc. Adică de câte ori deschideau, că îi zice, pentru mine a fost siguranță. De fiecare dată m-am gândit că sunteți acolo și nu pot să mor. Nu vă spun de copii care reușesc într-o perioadă scurtă de timp să se maturizeze. Și cum vendeau, era ca pe front, război, morți în jur, adică unii mai oleau, nu vă pot descrie, și în care ei, la un moment dat, se ridicau și spuneau, nu vreau să mor. Cum a spus și ăla, trăiesc, dar nu vreau să mor. Și care era într-o stare, mi-aduc aminte o fată, să vedeți, am să vă spun toată povestea fetei astea, că merită. Deci avea 6 ani, arsure mari, complicații, mergea foarte greu și așa, pe o linie destul de fină. Și într-o noapte și am început pâși, am intrat ca să nu deranjez, să nu fac nimic. E bine, așa cum era, s-a ridicat, nu știu cum m-a auzit, probabil că nu mai de-a știut, și mi-a spus, fă ceva să nu mor, te rog mult. Vă dați seama că nu aveam nevoie de pile pentru astea, că le aveam. Și am făcut, a scăpat, s-a făcut bine și la un moment dat, după, să zicem, nu, mai puțin de 20 de ani, sau 15 ani, așa, cioc, vine la cabinet și zice, ce mai faceți, nu știu ce, mulțumesc. Și așa avea și eu, vreți să vă uitați la cicatricile mele? Mă uit, erau foarte bine, când nu dăm seama. Zic, ce s-a întâmplat, ce faci? Știți cum, o clipă. Și eu zic că ia vino și tu. Și avea un prieten. Avea un prieten, dar nu cu prieten. Asta este alt capitol. Știți cum? Sunt niște băieți extraordinari care sunt îndrăgostiți. Îl vedeai că e băiat bun, că transpira, că era cu ochii în lacrimi și de răspunsul meu valora viața lui. Și a zis, ce uitați, ce părere aveți? Pot să fac un copil? Ați putea să-mi dați drumul la cicatrici, să pot să fie mai mare, să nu cumva să dăuneze pentru un copil? Vă dați seama, sigur că i-am făcut operația, sigur că a făcut un copil, după care am mai făcut un copil, așa se termină, nu se termină niciodată. Pământul ăsta merge, funcționează într-una.